Grădinița socială din Megidia se adresează copiilor cu o situație materială precară. Cadrele didactice au făcut eforturi pentru ca micuții să aibă cele mai bune condiții, dar spațiul este prea mic pentru numărul de preșcolari înscriși. Soluția ar fi ca unitatea de învățământ să se extindă într-o clădire abandonată din apropiere. S-au purtat negocieri cu proprietarii, dar aceștia cer o chirie pe care conducerea grădiniței nu și-o permite. Asta în condițiile în care imobilul este părăginit și insalubru. Fac apel la oamenii de bine să-i ajute pe acești copii care vor să învețe, care îi vedeți bine că sunt aici. Să-i ajutăm să iasă din întuneric, să-i ajutăm să învețe carte, să-i ajutăm să socializeze, să-i ajutăm să iasă din mediul în care trăiesc ei. Până când va fi soluționată problema spațiului, conducerea grădiniței face tot posibilul pentru ca preșcolarii să nu ducă lipsă de nimic. Am jocuri pe calculator, am calculatoare, n-am unde să le pun. Am 8 calculatoare. Da. Le-am câștigat la un concurs la o altă fundație, este la București, Ateliere Fără Frontiere. Și ei adună tehnica IT de la companii, o recondiționează și după aceea lansează oferta pentru proiecte educaționale. Și la 2010 am câștigat. În sprijinul conducerii de la grădinița socială a venit și Asociația Voluntarilor din Megidia, care contribuie cu fonduri și materiale educative.